Surpriza zilei, Liviu Dragnea nu a votat legile justiciei. În timp ce reprezentanții coaliției PSD-ALDE acuză opoziția ce dore subliniere te doar tergiversarea modificării legilor justiciei, în sus sublinierei presubliniere dintele PSD sublinierei al Camerei Deputaților a lipsit de la votul decisiv. Camera Deputaților a adoptat, marci, modificările la cele trei legi ale justiciei, 304/2004 privind organizarea judiciară, 303/2004 privind statutul magistraților sublinierei 317/2004 privind funcționarea sublinierei organizarea CSM. Modificările la legea 304/2004 au fost adoptate cu 182 de voturi pentru, 91 împotriv sublinierei abținere. Votul în cazul legii 303/2004 a fost 190 pentru, 98 împotriv sublinierei 2 abțineri, iar în cazul legii 317/2004, 189 de voturi pentru, 101 împotriv sublinierei 2 abțineri. Principalul absent de la votul pe legile justiciei a fost chiar presubliniere dintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Potrivit votului electronic publicat pe pagina web a Camerei Deputaților, acesta nu a participat la votul pe proiectele care, declarativ, le-a susținut sublinierei pe care coaliția PSD-ALDE le-a trecut pe repede înainte. De altfel, Liviu Dragnea nu a fost văzut marci la Camera Deputaților. Prin modificările aduse legilor 303/2004 sublinierei 317/2004, CSM prime subliniere de atribuțiile denumire sublinierei revocarea conducerii în altei curci de casație sublinierei justiție, presubliniere dintele României fiind eliminat din proceduri. Legea 303/2004 a fost modificat în sensul ce presubliniere dintele României nu poate refuza numirea în funcție a judectorilor sublinierei procurorilor stagiari. Legea prevedea ce presubliniere dintele României poate refuza o singură dată numirea judectorilor sublinierei procurorilor stagiari, iar refuzul motivat se comunica de îndat Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, tot la legea 303/2004, a fost eliminat implicarea comisiilor speciale parlamentare pentru controlul activității serviciilor de informații în verificarea declarației olografe de acte de magistrați pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care se rezulte ce nu au fost sublinierei nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperici, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informații. Funcțiile de judector, procuror, magistrat asistent sublinierei asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice, din structurile autoricii judectore sublinierei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii sublinierei Colii Naționale de Grefieri, precum sublinierei din cadrul Ministerului Justiției, au mai stabilit parlamentarii, modificând textul referitor la incompatibilități.
modificare a legii 303/2004 a fost eliminarea articolului care prevedea că judectorul sau procurorul poate fi numit în funcția de membru al guvernului. A fost redefinită roarea judiciară. Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilit în condițiile legii sublinierei nu înătur răspunderea judectorilor sublinierei procurorilor care, chiar dacă nu mai sunt în funcție, sublinierei au exercitat funcția cu rea credință sau grav neglijent, prevede textul adoptat. De asemenea, legea 317/2004 a fost amendată în sensul ce informațiile privind statutul judectorilor sublinierei procurorilor, organizarea judiciară sublinierei ACSM, precum sublinierei cele legate de cooperarea instituțională devin informații de interes public. Secția de procurori din cadrul CSM aprob propunerea procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte, a procurorului sublinierei Faldina sublinierei a procurorului sublinierei Faldi Cotnen fiindcare sublinierei desfiindcarea secțiilor în cadrul parchetelor, mai prevede textul adoptat. Potrivit modificărilor aduse la legea 304/2004, s-a revenit la forma aflată în vigoare la articolul 2, justiția se realizează prin următoarele instanțe judectoare subliniere T, A, Înalta Curte de Casație subliniere I Justiție, B, Curci de Apel, C, Tribunale, D, Tribunale Specializate, E, Instanțe Militare, F. Judectorii sublinierei a fost reformulat articolului privind secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Conform textului adoptat, secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție începe să funcționeze în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Cauzele de competență a secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție înregistrate la orice structură de parchet sublinierei nesoluționate până la data la care secția este operațional se înaintează spre soluționare secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, de îndată ce aceasta este operațional. Camera Deputaților este prima sesizată, Senatul este for decizional.